Legătura directă cu noi acum este fostul președinte al Casei Naționale a Pensiilor, Doina Pârcălabu. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Cum vedeți această situație? Ba 10, ba 15, în orice caz nu se pune problema procentului aprobat prin lege. Oricum, avem o lege în vigoare. Faptul că până acum nu a fost modificată, orice trecere a timpului nu vine decât în sprijinul pensionarilor să se acorde cei 1775 de lei pentru valoarea unui punct de pensie începând cu luna septembrie. Practic, dacă până la începutul lunii iulie, cel mult jumătatea sfârșitul lunii iulie, astfel încât casele de pensii să poată să proceseze această aplicare a legii, nu se stabilește care va fi această majorare, va fi greu de pus în practică. Discuțiile care au fost unele delicate, pentru că suntem în an electoral și a spune că nu respect legea în ceea ce privește majorarea valorii punctului de pensie atâta timp cât s-a declarat de nenumărate ori că legea va fi respectată, dar fără să precizeze și toate detaliile din lege, este un lucru greu de făcut, conștienți fiind toți că depind și de voturile celor 5 milioane de pensionari. Toate declarațiile legate de faptul că se așteaptă situația indicatorilor macroeconomici la finalul semestrului 1 au fost declarații că în lipsa altor informații pertinente, pentru că situația financiară privind semestrul 1 este cunoscută la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, pentru că declarațiile se depun pe 25-a lunii următoare, lunii care s-a încheiat. Practic, iată, discutăm de valori puțin mai optimiste față de ceea ce spunea ministrul finanțelor. Suntem în situația în care, iată, pensionarii au fost amăgiți cu această modificarea legii care venea în sfârșit să facă dreptate și în ceea ce privește veniturile lor la bătrânețe și cred că această decizie va fi una care va marca și rezultatul alegerilor la sfârșitul anului acesta. Pentru că am înțeles. Discutăm de veniturile a unui număr foarte mare de oameni. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. A fost în legătură telefonică directă cu noi șeful Departamentului pentru Muncă și Protecție Socială din cadrul PPUSL.